Salutare, dragilor, și bun venit la un nou vlog, de data aceasta doar cu Sorin. Nicoleta este și ea pe zonă, dar este puțin ocupată, poate va apărea și ea mai târziu, dar deocamdată stați doar cu mine. Mă bucur că ne urmăriți în număr foarte mare, că vă place ceea ce facem, dar celor care ne urmăriți și nu vă abonați la canalul nostru, să știți că vă vedem și dați un subscribe acolo pentru că este gratis. Un like și un comentariu, după cum bine știți, cu ceea ce vreți să vedeți de la noi. Cu ce problemă vin astăzi? Deci sunt așa singur și sunt puțin mai intrigat, ca să zic așa. După cum bine știți, pentru că au circulat foarte mult veștile pe internet și pe live-uri și mulți dintre voi ați fost acolo, dar pentru cei care n-au fost, am fost invitat într-un live de Elisabeta Marin, cea care se ocupă cu Casa Iubirii, cu postări, cu lucruri din astea, dar, cum să zic... Cu bun simț, cu bun simț. Acolo, în acel live, era și doamna Laura Pandelas, ca să zic așa. Nu vreau să jignesc sau nu știu cum, îi mai accentuez așa puțin numele, dar nu vreau să ajung în lucruri din astea, care nu se aștepta să mă vadă și pe mine acolo. Și pentru prima dată, pot să zic așa, virtual, că am dat față în față. În momentul în care dânsei i-am adus niște argumente la ceea ce a făcut, la ceea ce a vorbit despre noi, cu casa, cu Nicoleta, că a făcut-o în tot felul și a vorbit foarte urât, cu așa zisa mea iubită care mă așteaptă acasă și toate astea, dânsa s-a făcut că plouă. Nu știu ce era la fundul ei acolo, că se vedea doar de aici în sus, dar nu vreau să discut, nu vreau să comentez. În momentul în care eu am spus că i-am trimis anumite dovezi la un moment dat pe contul ei de Instagram. Dânsa a spus că n-a văzut așa ceva și n-a vrut să recunoască. Eu i-am trimis niște poze, niște screenshot-uri, anumite dovezi, că nu vreau să intru în detalii, cu vorbele care ea le spunea pe vloguri. Da? Deci nu s-a uitat la ele, n-a vrut să le bage în seamă. A continuat din momentul în care eu am trimis acele lucruri, fiind anul trecut în august, până în ziua finalei, gen anul acesta în ianuarie. Vreau să fac acest vlog doar ca să vă pun aici vouă acel live sau o părticică din acel live pe care mai era și, că ce se aseamănă se adună, mai erau și alții. Bine, o să le pun acolo, o să-i șterg pentru că nu vreau să apară la mine pe YouTube. Și o să pun acea părticică doar ca să vă dați și voi seama cum această femeie își face materialele. Gen, dacă apare un necunoscut care, nu știu, nu mă place pe mine, nu te place pe tine, nu place pe nu știu care, scrie un mesaj de hate, un mesaj urât, îi trimite acestei femei în cauză și dânsa le, nu știu, le trage la adevăr. Adică nu contează că sursa, cine știe, poate o scris un alcoolist sau un nebun, nu contează că e necredibilă sursa, nu contează că sunt minciuni sau ceva, noi să avem material să ne facem vlog în fiecare zi și să luăm bani de pe YouTube, pentru că oamenii care sunt căutători de scandal și căutători de prostie, că suntem o grămadă în România, dăm acolo și ne uităm și ne uităm pentru că femeia dă cu hate și dă cu vorbe urâte și ne place, din păcate, să auzim aceste lucruri. Vă las aici live-ul, o să-l structurez eu puțin, sper să înțelegeți toți și să vedeți cine este de fapt acest specimen, că nu știu cum să zic altcumva. Vă las pe voi să decideți. Bună, așa se face. Bună seara, în primul rând. Să fie de bine. Dar ce e cu întâlnirea asta, așa, că hai să și discutăm. Nu știu, eu chiar, sincer, nu am vrut să intru cu tine pentru că mi s-a părut așa. Dar dacă Elisa lucrează de genul ăsta, bravo ție, Elisa! Păi stați așa un pic, vi s-a părut așa din partea cui? Din partea ta, pentru că tot timpul tu aveai o replică. Dar niciodată nu ai stat și ai ascultat de ce spuneam. În urma căror fapte eu spuneam acele lucruri. Aici a fost deranjul meu, că eu vorbesc cu toți concurenții care m-au contactat. Eu v-am scris o singură dată, v-am scris. La, da, la un vlog, mi-aduc aminte, dar nu mai știu exact. Nu la vlog, v-am trimis o dată mesaj în privat
V-am trimis o dată mesaj în privat când am vorbit cu fata aia, cu Petra, despre care ați făcut 1100 de vloguri. Eu am întrebat-o pe fată cu Nicoleta lângă mine. Am întrebat-o, uită ce se vorbește în online, noi am vorbit 2 săptămâni, când am vorbit noi? Fata a răspuns tot. Eu am avut screen-urile, înainte să începe să vorbiți, eu v-am trimis screen-urile pe Instagram. Îți dau cuvântul meu de onoare că nu le-am văzut. Și nici acum nu știu despre ce spui. Îți dau cuvântul meu de onoare. Așa, le-am trimis. Bine, după aia, unde le-ai fi trimis. După aia le-am postat pe internet peste tot, le-a văzut toată lumea, tot așa. Ați tot continuat. Credeți-mă, eu la început de emisiune v-am urmărit și chiar mi-a plăcut ceea ce ați postat, dar după aia ați început. Eu înțeleg că trebuie să facem vizualizări și chestii din astea și tot, dar s-o mergi prea departe. Ia, vedeți, uitați, aici e lângă mine, suntem foarte bine, mâine facem 9 luni de zile. Bună, facem mâine. Elisabeth. 9 luni de zile. Bună. Să vă fie de bine. Să vă fie de bine, dar voi n-ați înțeles un lucru, că eu vă comentam modul vostru de a, cum era cu voi în emisiune, plus ce mi se aducea la cunoștință. Că voi confirmați sau că rămâneați cu semn de întrebare, unde e vina mea? Din moment ce mie mi s-a scris pe blog, voi nene, se cunosc de afară, au rude și prietenii în comun. Ăsta a fost comentariul. Deci okay. N-am spus și eu de la mine. M-am blocat. Acum să ne luăm după fiecare comentariu. Deci dacă eu susțin Ionuț, asta înseamnă că eu pot să scriu de Sorin ce vreau eu, numai să comentați. Asta înseamnă că trebuie comentat. Eu tot timpul am fost deschis la discuții și tot timpul aveam dovezi pentru orice chestie a spus. Cu apartamentul, cu femeile. Trebuie să fie doi. Ok, și ok, tu ai avut argumentele tale. Eu spuneam ceea ce mi se aduce la cunoștință, tu le vei. Unde a fost? Care a fost crezut? Tu, eu. Asta e viața. Nu o lăsați pe tanti să vorbească, ea nu are idee despre ce vorbește. Ai, da, într-adevăr, eu nu are, oricum nu mă interesează, eu am avut drumul meu, am știut cine sunt, am știut ce am de făcut, am știut cum îs, nu am vorbit cu nimeni din emisiune, nu mi-a dat nimeni informații, n-am dat informații la nimeni, am fost eu și de aia poți ieși cum a ieșit. Ok, perfect. Explică-mi cum știa Dan Andrei tot ceea ce era legat de tine, cum știe la ora actuală de Robert. Măi, deci asta pentru mine e o dilemă. Deci hai să vă dau cuvântul meu, domnule. Hai să vă întreb eu ceva ca să vă lămurez dilema. Aici, așa, pe okay. Live, cu toată lumea. Nu mă ascultați-mă. Voi știți că mie mi s-a confiscat telefonul în momentul în care am avut gală și mi-a stat telefonul la staff 2 zile, ambele telefoane? Știți că informațiile au ieșit toate când noi eram deja în gală, informațiile ieșise și telefonul meu era la cei din staff? Voi nu știți chestiile astea că s-au întâmplat? Eu n-am putut să le spun pentru că nu-mi luasem banii de la ei și n-am putut să discut chestiile astea. Ei, dacă eu eram ăla care dădea informații, ei mă mai primeau pe mine, îmi dădeau atâtea cecuri. Dacă eu le stricam munca, nu îmi dădeau cu șut în fund și mă trimiteau acasă? Așa este. Ba da. Eu de aia nu mi-am făcut... Din tot ce spui tu, ce se întâmplă cu inimioara aia? Eu de aia nu mi-am făcut mare chestie că voi vorbiți pe internet de mine. Pentru că stafful știa. Atâta timp cât stafful știa și stafful era ok, pe mine nu mă interesa ce vorbim. Ok. Pe bine și ce mă deranjează un singur lucru la voi. Și sunt atât de asumată încât pot să vă spun tuturor în față. Dacă este părerea mea. Este strict părerea mea și menționez, este strict părerea mea, ceea ce spun acum. Este o informație pe care am primit-o. N-am verificat-o sau am verificat-o? Unde este greșeala? Asta e problema. Că nu putem să facem chestii pe argumente și informații nefondate, nedovedite. Din moment ce eu îți spun, este un comentariu, nu l-am citit, l-am citit pe ăla cu băi nene, mi s-a mai scris un comentariu, vezi că Sorin cu Kinga s-au înțeles să câștige finala și să-și facă țală. Ai, săracul de mine. Deci eu spun sursele, spun de ce spun lucrul ăsta și nu înțeleg venajul vostru. Deci, sincer, nu-l înțeleg. Da, frate, spun acum, uite, despre mine spune cineva, băi, femeie, tu acum 3 zile ai fost roșcată. Uite, probă! Acum 3 zile.
aici, ascultați-mă. Păi toți avem meciuri aici, frate. Toți avem impostori. Informații despre mine, Robert Ruidan, Andrei, niște impostori. Eu am avut și eu, am primit o grămadă de lucruri la adresa tuturor, inclusiv la adresa dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, a toate alea. Ce? Eu ce? Credeți că dacă vreau, nu pot să mă apuc și eu în ziua de astăzi. Am făcut 10.000 de urmăritori pe YouTube din vloguri. Aha. Într-o lună de zile le-am făcut. Alții le-au făcut în ani, într-o lună. Dacă mă apuc și eu și stau și vorbesc de toată lumea, credeți că nu pot să fac chestia asta, stau să vorbesc toată ziua de toți. Eu am fost acolo în rădăcină, eu știu ce se întâmplă acolo. Eu știu tot ce e. Perfect. Am și eu o întrebare către tine. Elisa spune ceva. Vă punea staful, că e și Nicoleta lângă tine, vă punea staful să faceți anumite lucruri în emisiune și să acceptați anumite replici de la alți concurenți? Eu nu știu de așa ceva, Sorin. Era să fie chestia asta, eu nu acceptam să mă duc în emisiunea aia niciodată. Dacă mie mi se spunea un singur lucru, dacă mie mi se spunea du-te, fă aia și aia și aia, corect. Am spus cu totul alte cuvinte, dar dumneavoastră mi-ați băgat alte cuvinte în gură. Am spus că este o emisiune publică unde se face rating, este foarte urmărită. Elisabeta, ascultă-mă, lucrul ăsta se poate, dar cu mine n-au putut. Pentru că pe mine când au încercat să mă ducă, să mă reducă, eu m-am certat până și cu ei și m-am certat cu ei sus pe la vestiar de o dus prin ăsta. Și când au spus că vai, da, așa vorbești cu noi, Sorin, și când i-am zis la doamna Andreea, păi da, să-ți spun și eu cum vorbiți cu mine. O lăsat-o moale și nu mai zis absolut nimic. Exact, pentru că tu ai fost un concurent puternic și nu te-ai lăsat călcat în picioare. Eu știu câtă lume am în spate și cât îți devotat. Și dacă o să ajung să fiu și la altă emisiune, la Survivor sau unde vreau să mă duc, pentru că pe mine cu sportul a fost. Eu am fost sportiv de mic, eu acolo am vrut să mă duc, nu aici. Să mă duc să-mi pun toată lumea în cap, să stau să văd online și chestii de astea, eu n-am vrut niciodată. Nu m-a interesat niciodată, dar așa a fost destinul, nu contează. O să vedeți că o să am multă, multă lume oricând, fără să am acces la telefon. O să am o grămadă de lume în spate. Dar toată lumea i-a dat explicația. De unde știa Dan Andrei tot ce era legat de tine? În avans, să se difuzeze. Ce de era unde legat știa de mine, acum ce? Dan Andrei în avans ce se întâmplă cu Robert? Asta ce, este dilema ce, mea cea mai mare. Ce era legat de mine, ce știa? De exemplu, ce-mi vine acum în minte, îți dai seama că nu stau eu să țin așa minte, de date-ul cu Nicoleta la ai tăi acasă. Dan Andrei a postat o poză cu mine din date-ul meu cu Nicoleta din mașină, de când am mers la munte, nici măcar nu era, toată lumea a sărit că ăsta știe că ei au fost la date acasă. Poza aia din mașină era din date-ul la munte, de la primul date. Deci crede-mă că am vorbit cu foarte mulți susținători și toți îmi spuneau că sunteți la tine acasă și că urmează să o certă de soție. Când am fost la date acasă, deci noi am fost la date, emisiunea se filmează cu 2 săptămâni înainte, da? Deci când am fost la date acasă, eu am intrat pe live în dormitor, stăteam în pat, făceam un live așa ca prost și am arătat-o pe Nicoleta pe live, eu, 2 la mână, m-am dus cu Nicoleta la mall, ne-au văzut o grămadă de lume pe stradă, 3 la mână, m-am dus cu Nicoleta la sală, la mine, unde sunt 100 de oameni aici la mine în oraș. Deci de unde știa, o știu toată lumea, o știu stafful. Stafful a zis atâta către noi. Mergeți, faceți ce vreți voi, mergeți unde vreți voi, dar nu postați TikTok-uri împreună și nu faceți live-uri împreună. Asta a fost toată condiția. Eu m-am plimbat în tot satul la mine, toată lumea a știut. Am fost la magazin, am fost la bunica, am fost peste tot, la neamuri am fost. Și te-a oprit Sorin și mașini pe drum, te-a oprit să facă poze. Mașini pe drum. Ne oprim mașini din București. De unde știe acum Dan Andrei că Robert a fost strâns în vestia? Asta n-am eu de unde să știu. Sincer. Mulțumesc, mai este încă o chestie. Că nu puteți să judecați neapărat aici omul în sine. Pentru că eu poate am un grup de susținători apropiați, da? Poate am prieteni apropiați. Poate am un grup de susținătoare care le-am de la începutul emisiunii. Și mă votează non-stop, cu dovezi, da? Femeile alea pe mine, dacă mă întreabă ce se întâmplă cu mine, eu poate le spun. Dacă de acolo circulă informația mai departe, asta nu-i treaba mea. Nu înseamnă că el dă informația lui Dan Andrei. Că de acolo,
De acolo, dacă mergem mai departe, asta este. Uite, am fost eu căutat. Așa au fost toți concurenții, vă garantez eu. Da? Vă garantez eu, pentru că Canal D-ul nu-și pune munca în pericol pentru unul ca Sorin, care e concurent, sau pentru unul ca Radu, sau pentru unul ca Ionuț. E o industrie și o companie foarte mare și se învârt sute de mii de euro și milioane de euro. Nu pentru un ciuriburi ca mine să meargă acolo să le strice munca. Da, ai văzut acel domn susținător de al tău care zice că ați lucrat împreună și că tu l-ai ajutat cu bani, că era bolnav de cancer și tu l-ai ajutat la tratament. A spus că i s-a cumpărat telefoane și cartele. N-am ajutat pe nimeni niciodată în viața mea la cancer. Singurele lucruri care le-am făcut pentru cancer au fost să postez pe aici, pe acolo, pentru ca lumea să ajute și lumea să vadă. Eu tot lumea pe care am ajutat a fost copii sărmani din saturi sărmane. Am făcut de foarte ce mult. Nu mai zic atunci. Doamna Laura, vedeți că impostorul ăsta, nu-l cunosc, nu știu cine e, dar el a spus că ai lucrat cu el în Anglia. V-aș fi spus degeaba. Eu n-am ajutat pe nimeni în Anglia cu bani de cancer și cu chestiile astea. Este numai nu, la tratament. L-ai ajutat la tratament. Nu știu, nu mai mi-amintesc. Dar asta cu cumpăratul de cartele este și pe Instagram-ul meu. Nu știu, eu când le postez, nu știu cum le postez, că se duc și pe Instagram și pe Facebook, le găsesc eu după. Voi credeți că eu sunt atât de frumos să iau ceva pe mere și să dau pe pere? Credeți că sunt atât de prost? Eu m-am dus acolo, dacă m-am dus, pentru mine un an de Anglia a însemnat 20-30 de mii de lire. Eu nu m-am dus la București ca să stau cu degetul în cur și să-mi treacă timpul, că nu știu ce. Eu m-am dus acolo să fac bani și oriunde o să mă duc, o să mă duc să fac bani dacă se poate. Asta au vrut toți. Asta au vrut toți. Ionuț, Radu, toți erau morți după cec, toți erau morți după victorie. Oricare, Bianca își scotea părul din cap, toți erau morți după bani și după cec. Toți de acolo, nu există. Doamna Laura, o secundă, am o întrebare. Cum Dan Andrei a știut și a postat o poză de la Călărit, de la date-ul Nonei și Patrick? Că văd că susțineți Nona și Patrick. Deci pe mine m-a blocat. Deci pe mine Dan Andrei m-a blocat și nu mai pot să văd nimic legat de el. Și de ce m-a blocat, vă întreb pe voi. Nu, dar vreau să vă întreb asta. Cum, adică Patrick dă informații lui Dan Andrei sau Nona dă informații lui Dan Andrei? Când s-a întâmplat? Că eu n-am văzut. Deci dacă păi, primeam... De exemplu, astăzi a fost difuzat, de exemplu, astăzi a fost difuzat date-ul Nonei și Patrick, da? Da. El a pus acum 2-3 săptămâni poză pe Instagram, pe story, cum că ei au fost la date la Călărit. Am trimis-o eu, măi. Chiar nu știu. Chiar nu știu. În momentul când nu cunosc speța, n-am văzut poza. Ce treabă are Dan? Ce treabă are Dan? Eu mă refer la strig la Nona și Patrick. Ce eu n-am văzut eu personal cu ochii mei și nici nu mi-arăți dovadă, e decât vorba ta. Noi eu niciodată n-am să cred. Arată-mi dovezi concrete, dată și atunci pot discuta. Noi nu suntem animale, suntem oameni, întotdeauna ne putea fi scris un mesaj. Puteam fi întrebați, băi, tată, alea. Totdeauna am răspuns cu respect la oamenii care au respectat și la oamenii care știu să vorbească frumos. Dacă oricine vine mie aici și mă înjură și îmi spune, fără să-mi ceară un argument sau fără să mă întrebe sau fără să-mi dea bună ziua, nu așteptați de la mine, nu știu, să vă pup sau nu știu unde. Niciodată n-am primit un mesaj sau o întrebare pur și simplu personală. Eu, dacă era de vorbit ceva, putea să mă întrebați pe mine personal. Dacă îmi dăreați un telefon sau scrieați un mesaj... Oricând, dacă ați vorbit, tu găsești un concurent, ascultă-mă, Sorin, am vorbit și de Nicoleta. Mă făceați crăcănată. Ați vorbit de ce și nu de Nicoleta și caracterul de toată meu în lumea? Emisiune. Pentru că în momentul ăla, și tu râdeai de alte fete. Și tu râdeai de alte fete, Nicoleta. Eu împreună, doamna Laura Mandele. Doamna Pandele, să vă zic, eu vă zic în continuare, doamna, dar s-a pierdut pe drum. Puteați să vă, dacă tot vorbeați, să vorbiți strict despre ce vedeți dumneavoastră în emisiune, că înțelegeam, că atâta timp cât eram acolo trebuia să-mi asum și sunteți liberă să vorbiți, dar să mă faceți, să mă faceți în fel și chip, asta e jignire și urât, pentru că aveți și dumneavoastră copii și să nu vi se întoarcă, karma lucrează, e acolo, atât am vrut să spun. Mulțumim frumos! Cu drag! Și iară Nicoleta mea n-a avut niciodată în viața ei treabă cu Vivian și nici nu l-a văzut niciodată în viața ei. Te dai în urma faptelor și tu râdei de alte fete. Da, dar ei erau colegi acolo. Ce treabă avem noi? Ce treabă avem noi? Vorbeați cu Vivian.
Doamna Pandele, scrieți pe Google Livian și Nicoleta. Dacă sunt acolo, da, puteți să faceți vloguri că am fost împreună cu Livian. Exact. Noi suntem prea mici pentru tine, Florine. Mă scuzi. Ce? Noi suntem prea mici pentru tine. Bă, nu vă supărați. Iar pasa cu Livian urla... Ești fraier, ești fraier. Bă, nu eu sunt fraier, tu ești fraier. Că dacă eu... erai băiat, ascultă-mă aici. Intrai și îi spuneai, bă, tată, face asta live de tine și eu intru și râd ca prostul la glumele lui. Că eu te-am respectat pe tine. Înțelegi? Tu, tu atâta timp cât stai acolo și ascult toate prostiile alea și râzi la ele, tu faci parte din ele, Dragoș. Înțelegi? Eu niciodată când a fost vorba de tine sau dacă a făcut cineva o glumă de tine, n-am stat să râd de tine. Înțelegi? Că tu tot de mine râzi când ești acolo. Când ăla spune că eu sunt bulangiu, că eu mă tem să mă... Nu, bulangiu, nu, nu, nu. Eu nu am mula, bulangiu, nu. Dar tu stai și râzi. Lasă, ce primă să fac? În glume. Nu, frate, nimica. Odată n-ai zis, odată n-ai zis. Hai, bă, lasă-l în pace să nu mai vorbim de el, că n-are treabă cu noi, că eu nu v-am vorbit de rău. Odată n-ai zis. Eu nu am vorbit, doar am râs. Nu am vorbit, frate, nimic. Ajunge și asta, las. Elisabeta, te pup? Vă blocam. Nico, te pup. M-am mai auzit? Pupici, Elisabeta, să nu vă mai văd în viața mea. Doamne. Acum m-am descurcat. Bă, voi ați observat aici, suntem 278 de oameni. Voi ați observat aici, voi ați observat aici că și dacă i-am spus mură în gură la femeia asta, tă ce s-a întâmplat, asta încă nu realizează și nu-și dă seama și nu poate să conceapă și să judece un adevăr. Voi ați văzut că eu i-am spus mură în gură. I-am spus, păi am răbdare că eu nu-s genul ăla cum m-a judecat ea pe mine sau cum a făcut ea pe mine în emisiune. Nu trebuia să-i spun, pentru că, ascultați-mă, știți de ce am făcut chestia asta și de ce am spus chestia asta? Pentru că sunt oameni încă în emisiune care suferă din cauza ei, că nu, eu am tăria de caracter și pe mine mă doare în cur de ea, sincer, asta pot să spun. N-am nicio problemă, dar sunt alții cu care sunt mai sensibili, cum au fost și Nicoleta au suferit foarte mult din cauza ei. O plâns pe coridoare și din astea, din cauza ei, că au făcut-o în tot felul, da? Deci ea e responsabilă pentru chestiile astea. Ea e responsabilă pentru chestiile astea. Ea nu poate să-mi spună mie că vai, că nu știu ce, că nu știu cum, că am văzut, că eu am primit un mesaj. Păi dă-te mă, lasă-mă, dar dacă eu primesc 100... Uite, eu primesc mesaje în toată ziua că Radu face nu știu ce, că Patrick face nu știu ce, că Nona a făcut nu știu ce, că nu știu care. Hai să mă apuc și eu să fac vlog de toată lumea pentru că primesc și eu niște mesaje de la nu știu care. Așadar, cam despre asta este vorba, cu astfel de oameni pe care, din păcate, mulți îi urmăresc și își fac păcate gratuite, fără niciun sens. Și, da, din păcate, asta e viața, nu avem noi ce să facem. Noi o să ne vedem în continuare de treaba noastră, o să vă surprindem cu vloguri plăcute, cu ceea ce știm noi să facem. Și cam despre asta este vorba. Nu uitați să vă abonați, să apăsați acolo pe clopoțel, să primiți notificare de fiecare dată când postăm și să ne urmăriți și pe Instagram și pe TikTok. Vă pupăm din suflet și vă dorim toate cele bune!